Pe 29 septembrie este marcată pe întreaga planetă Ziua Mondială a Inimii. Cu această ocazie, la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva a fost organizată o campanie de donare de sânge. Ziua Mondială a Inimii este pentru oameni. Și ea este onorată de medici pentru asta și ceea ce se întâmplă astăzi cu o mobilizare excelentă pentru recoltarea de sânge, e un merit excepțional a echipei condusă de doamna doctor Hărmagiu și de cei care fac un voluntariat pentru asta. Și asta e un lucru remarcabil. Deci nu există o aniversare mai bună decât cea de muncă în echipă și felicitări celor care vin să ajute și să sprijine această acțiune de recoltare a sângelui. Au fost prezenți la acțiune donatori cu vechi ștate de servicii, dar și persoane care fac acest nobil gest în premieră cu promisiunea că îl vor repeta. Ziua Mondială a Inimii, ați venit la donare. Cum vă simțiți, sunteți la prima donare? Bine. Deci bine, nu mă simt rău. Pe viitor veți mai dona? Dacă sunt sănătoasă și se poate să salvez, da. Tot în premieră a donat și un tânăr de vean pentru o rudă de-a sa și acesta gândindu-se să repete în viitor acest gest. Ești la prima donare, cum te simți? Foarte bine. Să doneze, știi, e o zi specială. Da. Păi am venit să donez pentru socrul meu. Are nevoie de sânge. Vei mai dona și în viitor? Dacă este nevoie, voi dona. Cei de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această campanie de donare de sânge. Singurele fabrici de sânge din lume sunt inimile noastre generoase. Nu avem un sânge artificial. Nu știu dacă o să-l avem în curând, deci inimile oamenilor generoși. Am făcut astăzi apel și am avut oameni generoși care au fost alături de noi, au venit la donare ca să-și ajute semenii. Să nu uităm că sunt acești oameni generoși care an de an, zi de zi, dăruiesc din picăturile de sânge pentru a ajuta semenii din spitale și pentru a putea să aducem și noi un strop de speranță și de bucurie cu produsele noastre de sânge. Mulțumim tuturor celor care au fost astăzi alături de noi, cei care au donat, care ne ajută în promovarea donării, colegilor mei și colaboratorilor mei care sunt permanent la datorie și ne străduim să ajutăm cât putem pe cei în suferință. Chiar dacă această campanie este una de succes, doctorul Victoria Hălmagiu face un apel la toți hunedorenii apți de donare să facă acest gest, deoarece este mare nevoie de sânge în spitalele din județ, mai ales în această perioadă în care cazurile de infectare cu COVID-19 cresc de la o zi la alta. Aceste produse sunt într-o cerere crescândă, pentru că numărul pacienților este crescut, numărul pacienților care au acces la terapii. Mai nou ni s-a mai adăgat o categorie de pacienți, este vorba de pacienții cu COVID, pentru care trebuie să preparăm plasmă hiperimună. Și pentru asta fac apel la toți oamenii generoși să nu uităm că generozitatea este totuși o calitate a oamenilor puternici. Generozitatea este o pasiune a inimii de a dărui pentru semenilor ceva fără să aștepte o factură și un ajutor din partea nimănui sau o decontare a acestui gest. Să nu uităm că samariteanul bun este un exemplu mare de generozitate pentru a ajuta seminii noștri. Acțiunea de donare de sânge cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii continuă și joi 30 septembrie, între orele 8 și 12, la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva. Centrul este situat în zona Lido din Deva, pe strada Dragoș Vodă, la intersecția cu Bulevardul 22 Decembrie, peste drum de Casa Județeană de Pensii.